La ce servesc economiștii? Păi, economiștii ne ajută să nu cheltuim nesăbuit și sigur că împreună cu inginerii trebuie să dezvolte afaceri profitabile. Trei probleme majore ale economiei mondiale, care ar fi? Dacă o luăm în ordine, ar fi criza alimentară, energetică, militară, aș mai zice și schimbările climatice. Trei probleme majore ale învățământului economic. Este o subfinanțare a învățământului în general și în special a celui economic. Dacă într-un guvern sunt economiști buni, lucrul acesta se simte? Cum credeți? Păi un guvern nu poate să existe fără economiști. Ce sfaturi ați avea pentru stat și pentru cetățeni? Pentru stat poate ar fi bine să găsim soluții să finanțăm mult mai bine pe copiii care vin din mediul rural. Pentru cetățeni ar fi, trebuie să îi iubească ca o familie. Înțeleagă, pentru că e o perioadă grea, foarte grea, să-i ajute cu absolut tot ce au posibil. Să ne uităm în viitor și să răspundem la întrebarea, ce urmează? Eu sunt încrezător. BNR, BNM, ASE București și ASEM au lansat în această vară un proiect care se numește Școala Finanțelor Moderne. Câteva zeci de studenți moldoveni vor merge anual în România ca să întâlnească comunitatea financiară economică. Chiar în aceste momente, mai mulți studenți moldoveni de la economie se află în România. Aș vrea să vă întreb întâi de toate, ce gânduri și ce emoții poate ați avut atunci când a pornit totul? Mulțumesc pentru invitație, bună ziua tuturor! Eu vă spun că emoțiile pentru mine sunt de fiecare dată destul de mari când este vorba de studenții și cadre didactice ale Academiei de Studii Economice din Moldova. De ce? Pentru că pe noi, cele două instituții de stat, economice, sigur, cele mai mari din țările noastre, ne leagă profesorul nostru și rectorul nostru, Paul Brad. Așa cum știm cu toții, domnul rector a înființat Academia de Studii Economice a Moldovei, după care, în 1996, de fapt, a ajuns director al Academiei de Studii Economice din București. Dar pe lângă această legătură, să știți că noi am păstrat relația tot timpul Academia de Studii Economice a Moldovei, numai prin faptul că eu personal sunt și doctor honoris causa al Academiei, dar ne întâlnim cel puțin de două ori pe an în conferințe comune. Sigur, și de aici a plecat și proiectul despre care discutați dumneavoastră. De fapt, trebuie să recunosc că inițiativa n-a aparținut universităților neapărat, ci celor două bănci ale celor două țări. E vorba de cei doi guvernatori, domnul Muguri Sărescu și guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei, la întâlnirea din 25 aprilie 2023, împreună cu noi cei doi rectori, am stabilit să începem acest proiect pe care am dorit să-l continuăm și în anii următori. Așa cum a spus, e vorba de două serii de studenți însoțiți de cadre didactice. Au fost 14 în iulie, vin 14 astăzi. Și mâine ne întâlnim în Academia de Studii Economice cu ei, prezentându-le din experiența noastră și, dacă vreți, stând la dispoziția dânșilor cu răspunsuri la întrebările pe care le au. Prima serie a fost foarte mulțumită de ce a văzut, atât la Academia de Studii Economice, cât și la celelalte instituții pe care le-a vizitat. Și aici vorbim de Banca Națională a României, Institutul Național de Statistică, Academia Română. Adică au văzut instituții foarte, foarte important. Acum, dacă privim lucrurile un pic mai larg, dacă v-aș întreba ce are de câștigat învățământul economic, instruirea economică din țările noastre de la acest program, ce ați spune? Păi, în primul rând, este vorba de o recunoaștere a relațiilor noastre mai mult decât prietenești și pur și simplu de frăție. În al doilea rând, este vorba de faptul că studenții noștri se întâlnesc. Trebuie să vă spun că noi avem și un program cu dublă diplomă la Facultatea de Relații Economice Internaționale, acolo unde avem o grupă de 25 de studenți și să știți că se comportă foarte, foarte bine. E vorba de un schimb de experiențe, se creează și prietenii, pentru că, de ce nu,
Până la urmă, relațiile între oameni sunt cele care rămân după relațiile instituționale. Cum ați caracteriza dumneavoastră ceea ce se întâmplă la ora actuală în învățământul economic din spațiul românesc? Care sunt lucrurile care vă bucură în primul rând? Bun. Pe mine mă bucură faptul că în ultimii ani simt o solicitare tot mai mare din partea absolvenților de liceu pentru Academia noastră. De exemplu, în sesiunea din vară am admis aproape 6.000 de elevi, ceea ce înseamnă pe undeva la 8% din absolvenții de liceu cu diplomă de bac. Dintre aceștia, 199 sunt români de pretutindeni, inclusiv frații noștri de peste Prut. Sigur că în toamnă din nou am avut o admitere bună și asta înseamnă că învățământul economic românesc este recunoscut în condițiile în care știți foarte bine că, la fel ca și în situația Moldovei, tinerii noștri, o parte din ei aleg să studieze în străinătate. Iată că foarte mulți aleg Academia de Studii Economice și știu ei de ce. Nu trebuie să mai spun eu. La fel cum văd un trend foarte frumos legat de internaționalizarea atât a studenților cât și a cadrelor didactice. Avem aproape 500 de studenți care merg cu burse Erasmus și vreau să vă spun că după pandemie, sigur, pandemia știți că în pandemie am avut ceva probleme, dar după pandemie colegii noștri se duc tot mai mulți pentru stagii de pregătire în străinătate. Și parteneriatele noastre cu universitățile din străinătate, bun, preponderent pe zona Europei, sunt din ce în ce mai numeroase, dar nu numărul contează, ci ceea ce facem în aceste parteneriate, rezultatele din aceste parteneriate. Cam aceste două lucruri le văd eu pozitive, și încă vorbim de faptul că avem o relație bună și cu mediul economico-social, dar poate mai discutăm despre această temă. Și dacă vorbim despre provocări, la ce anume ar avea încă de muncit mediile academice din țările noastre? Acum, la noi, o provocare majoră este armonizarea normelor interne cu legea 199 a învățământului superior. Știți că la început de septembrie avem o lege nouă și trebuie să armonizăm prevederile noastre interne cu ce se întâmplă, cu ce prevede legea națională. Sunt foarte multe acte normative interne pe care trebuie să le emitem, astfel încât să respectăm prevederile noii legi. La fel cum, tot ca provocare, o iau și o temă de cercetare, ca o temă, dacă vreți, pentru toate cadrele didactice și pentru toate universitățile, nu numai pentru cele economice, să armonizăm planurile de învățământ și să armonizăm, dacă vreți, în principal partea, componenta de aplicații practice, cu ce se întâmplă în mediul economico-social. Adică îmbunătățirea planului de învățământ să țină cont de ceea ce solicită mediul de afaceri, pentru că suntem într-o evoluție continuă pozitivă, zic eu, din punct de vedere economic, la fel cum trebuie să ne inspirăm, de ce nu, și de la partenerii noștri din străinătate, pentru a lua exemplele pozitive pe care, sigur, le putem adapta la condițiile noastre interne. Ați vorbit despre diferențe și vreau să vă întreb cât de mari vi se par diferențele între învățământul economic din Republica Moldova și din România. În ceea ce ne privește pe noi, pe cele două academii, să spunem, nu sunt diferențe majore. Și să știți că eu vă spun această informație, vă dau această informație, pornind de la acel program cu dublă diplomă în cadrul Facultății de Relații Economice Internaționale. Copiii din Republica Moldova, studenții, sunt la fel de buni ca și studenții noștri. Nu vedem o diferență majoră. Sigur că am putea să spunem că poate că noi suntem un pic mai înainte, atât cu procesul de internaționalizare, cât și cu procesul de îmbunătățirea relațiilor cu mediul economico-social. Aici poate că mai e de lucrat în zona învățământului economic din Moldova și nu numai pentru învățământul economic. Pentru că, încă o dată, la pregătirea unui student, trebuie să înțelegem că trebuie să participe
trei actori principali. Familia, pentru că de acolo trebuie să plece educația, vorbind de cei 7 ani de acasă, educația, pornind de la grădiniță, preuniversitar, universitar, și mediul economico-social, incluzând aici obligatoriu și instituțiile statului. Dar, în principal, trebuie să participe la formarea studenților și organizațiile economice. Pentru că organizațiile economice sunt beneficiare rezultatelor muncii noastre. Adică absolvenții de studii economice trebuie să răspundă cerințelor din zona mediului economico-social. Și aici trebuie să se implice și mediul economico-social. Dacă vorbim de restul lumii, sunt mari aceste diferențe? Vorbeam un pic mai devreme de faptul că nu putem să ne dezvoltăm noi, universitățile românești și nici cele din Moldova, fără să țină cont de procesul de internaționalizare. Trebuie să creștem numărul de parteneriate și nu numai cantitativ, ci și calitativ. Și aici aș vedea, sigur, eu risc un pic spunând aceste lucruri. Nu văd o diferență prea mare între cadre didactice din România și cadre didactice din Europa, din universitățile din Europa, din punct de vedere al pregătirii teoretice. Adică vreau să vă spun că foarte mulți colegi ai noștri tineri au stagii de pregătire de 3, de 6, de 9, de un an în universitățile din străinătate. Vin cu experiența universităților bune din Europa și o implementăm foarte, foarte bine în Academia de Studii Economice. Avem o problemă și trebuie să o recunoaștem și asta o solicită și studenții noștri. La fiecare întâlnire pe care o avem noi cu studenții, și noi avem cel puțin două întâlniri semestriale, ei spun, domnule, am vrea să punem accentul mai mult pe studii de casă. Și aici cred că suntem un pic în urma universităților din Europa și cele mari din lume. Și ceea ce vă spuneam puțin mai devreme, la acest proces trebuie să participe și reprezentații din mediul economico-social. Adică internship-urile pe care le organizăm împreună trebuie să fie organizate cu o monitorizare foarte, foarte clară și riguroasă, atât din partea universității, cât și din partea mediului economico-social. Suntem deschiși și cred că și universitățile din Republica Moldova ar trebui să facă același lucru. Eu mă uit pe ceea ce aprobăm în fiecare semestru. Aprobăm cadre didactice invitate din străinătate. Lista aceea este din ce în ce mai mare. Legea noastră românească a prevăzut ceva foarte, foarte bun pentru noi, ordonatorii de credit. Ca să putem să invităm un profesor din străinătate, nu mai mergem acum cu achiziții de bilete și așa mai departe. Prevede că putem aloca o sumă forfetară. Adică îl plătesc pe profesorul din Germania, să spunem, cu o sumă forfetară, va fi mulțumit și încheie un contract cu dânsul, vine și ține o parte sau un curs integral într-o perioadă de timp pe care o alegem împreună și să acoperim numărul de ore prevăzute în planul de învățământ. Cam aici trebuie să avem noi discuții, astfel încât să putem să recuperăm acel decalaj. Dar ca rezultat al muncii noastre, trebuie să recunoaștem că până la urmă și colegii noștri din străinătate, care vin să predea la noi, la Academia de Studii Economice, recunosc că avem copii foarte buni. Iar absolvenții noștri sunt buni către foarte buni. Și mediul de afaceri au aceeași părere despre absolvenții noștri. Vorbeați despre internaționalizare, de aceea aș vrea să abordăm un aspect care la fel mi se pare important. Ați putea spune acum unui student care ia diploma, se București, că îi sunt deschise drumurile în orice colț al lumii? Da, fără doar și poate, n-am nicio reținere să-i spun. Pentru că odată cu aderarea României la Uniunea Europeană, diploma este recunoscută, dar acum să știți un lucru. Am discutat de fiecare dată când avem întâlnire aici și cu Consiliul Consultativ, dar și cu reprezentanți din mediul de afaceri, am discutat această problemă. Ce trebuie să pregătim noi? Trebuie să pregătim un om pentru viitor. Un om, nu știu dacă cu litere mari sau litere mici, dar un cetățean cu responsabilitate care să fie bine pregătit. Și cred că ăsta e și viitor. Ce trebuie să facă acest absolvent? Să se adapteze foarte rapid la condițiile pe care
le impune locul de muncă unde se angajează. E, din acest punct de vedere, absolvenții noștri nu au probleme majore. Nu vorbesc numai de absolvenții de științe economice, vorbesc de absolvenții de studii universitare din România. Ca atare, nu trebuie să aibă nicio reținere că nu fac față în străinătate. Dar, dacă vreți, dorința mea este ca să pregătim acești oameni bine instruiți pentru economia României, astfel încât să contribuie la creșterea economică a României. Pe cât posibil, nu putem să limităm plecările din țară. Dar mi-aș dori să rămână cât mai mulți aici în România și să folosească experiența, tot ceea ce am învățat și, bineînțeles, și investiția făcută de statul român, fiind universități de stat, să fie cumva valorificată de către economia noastră națională. Acum vă propun să ne uităm un pic la provocările din lumea reală și vă întreb în felul următor. Cum se adaptează învățământul economic din țările noastre la aceste provocări care vin din lumea reală? Vedeți, noastră, mi-aduc aminte de conferința din 25 aprilie, în acesta, în care în expunerea mea am spus că sunt prea multe crize în 2 ani. Și aici enumeram eu criza alimentară, criza energetică, criza militară și poate și altele la care cu greu o economie poate să facă față. Am învățat în același timp și din aceste crize. După mine, toate sunt foarte importante și la fel de periculoase. Aș alege pandemia prin care am trecut, care ne-a și învățat ceva. În pandemie am simțit eu, un om care a fost în fiecare zi la muncă, chiar dacă puteam să lucrăm de acasă, și nu m-am simțit confortabil, dar poate că o să mai revenim la aceste discuții. Am învățat că și am realizat că putem să fim uniți, să fim uniți și să ne înțelegem unii pe alții. Vorbind, ne înțelegem, ne-am înțeles mult mai bine în pandemie noi, colegii, cadre didactice, cadre didactice cu studenții, studenții între ei, și atunci s-a creat ceva care la un moment dat părea că e greu să se întâmple. Adică fiecare ne vedeam de drumul nostru. Această pandemie ne-a dovedit că trebuie să fim mai înțelegători și trebuie împreună echipa formată din întreaga comunitate universitară să trecem prin aceste crize. Am mai învățat ceva. Am mai învățat că investițiile în tot ce înseamnă platforme IT nu au fost în zadar. Și aici trebuie să folosim tot ce am creat în această pandemie, dar cu o condiție. Să folosim în completarea prezenței fizice a studentului la clasă, pentru că educația nu înseamnă numai a transmite cunoștințe, ci este și comunicarea respectiv. Dacă vreți, eu spun așa și le spun studenților noștri că noi profesorii suntem a doua categorie de părinți, care le vrem numai binele, nu le vrem rău studenților, la fel cum nu dorim rău copiilor noștri. Să vorbim despre legăturile dintre economia unui stat și ceea ce fac academiile de studii economice. Cum ați defini rolul cercetătorului economic în progresul economic al unui stat? Ce e de datoria lui să facă în primul rând? Acum, vedeți dumneavoastră, de unii singuri nu putem face nimic. Așa cum am spus un pic mai devreme, trebuie să se lucreze în echipă. Sigur că economiștii atrag atenția asupra unor aspecte din zona economică. Dar la fel de adevărat că într-o echipă de cercetare, ca spomenit de cercetare, dacă vrem să fundamentăm soluții de care să țină cont guvernele și respectiv decidenții politici, trebuie să avem ambele componente, componenta economică, tehnică și juridică, chiar trei. Și atunci, de aceea, în ultimul timp, văd solicitări și din zona mediului de afaceri, dar și din zona organizațiilor publice de cercetare, teme complexe, teme interdisciplinare, multidisciplinare, la care trebuie să participe echipe complexe de cercetători. Sigur că economistul are rolul de a
Îmi spunea la un moment dat un prieten care e inginer, voi ne trageți de mână să nu cheltuim banii anapoda, să nu cheltuim nesăbuit, cu alte cuvinte. E bun. Asta este rolul economistului, un economist care trebuie să aibă curajul să spună aceste cheltuieli sunt justificate, acestea nu sunt justificate și să aibă în spate și o fundamentare tehnico-economică, pentru că așa fiecare ne putem spune părerea. Dar dacă avem o fundamentare tehnico-economică și venim și cu rezultatele analizei și cu propuneri, atunci probabil că și interlocutorii noștri, indiferent că vin din zona publică sau din zona privată, vor ține cont de propunerile noastre. Să știți că eu simt că în ultimul timp lucrurile merg în această direcție. Avem foarte multe proiecte de cercetare cu mediul economico-social, teme propuse de către reprezentanții din zona privată. Și pe zona de vânzări, și pe vremea zona de producție, și pe zona agriculturii. Și la solicitarea dânșilor, noi o realizăm cercetare. La fel cum facem o serie de cercetări și pentru organizațiile publice, fără doar și poate, atâta timp cât ne solicită. Acum, dacă într-un guvern sunt economiști buni, lucrul acesta se simte? Cum credeți? Păi un guvern nu poate să existe fără economiști, ca atare, după părerea mea, sigur că trebuie să vedem unde sunt domeniile care necesită strict reprezentanți din mediul tehnic și acolo unde e nevoie de economiști, fără doar și poate că ar trebui să fie economiști. Nu putem să conducem o țară decât în sensul utilizării resurselor cu maximă eficientă, cu maximă eficiență și, sigur, să avem fundamentate atât bugetele cât și prioritățile noastre economice să vină dintr-o analiză, așa cum am spus puțin mai devreme, economică, tehnico-economică, cu justificări foarte clare de ce trebuie să investim într-un domeniu sau într-altul. E foarte important să stabilim, fiecare guvern trebuie să stabilească prioritățile. De la priorități pornim ca să fundamentăm bugete. Și atunci bugetele nu se pot elabora decât de economiști, astfel încât să poată să contribuie la dezvoltarea economică a țării. În România, cât de des sunteți solicitat să contribuiți cu sfaturi, prognoze, strategii? Nu am simțit, dacă vreți, o eliminare a noastră sau o înlăturare a noastră din sfera aceasta a deciziilor. Ba din contră, avem cel puțin în Academia de Studii Economice aproape săptămânal conferințe la care participă toți cei trei actori care sunt interesați în bunul mers al economiei. Și aici vorbim de mediul economico-social, mediul de afaceri, vorbim de universități și de institute de cercetări, respectiv de instituțiile statului. Sigur că decizia politică știți că este în zona politică, dar și noi suntem obligați, în universitățile, să punem la dispoziția instituțiilor statului o serie de analize și respectiv de sugestii la dezvoltarea economică a țării. Am avut chiar și proiecte, am participat la analiza pentru elaborarea Programului Național de Redresare și Reziliență. Participăm pe anumite zone, inclusiv în zona Ministerului Agriculturii. Eu mă leg de agricultură tot timpul, că aceasta este prima dragoste, eu fiind specialist în economia agrară. De fiecare dată când ni se solicită, fundamentăm propunerile tehnico-economice de care au nevoie conducătorii din acea zonă. Dar să știți, și pe zona finanțelor, pe toate domeniile am avut solicitări din partea reprezentanților, atât din zona privată cât și publică, și au fost luate în calcul. Sigur că, uneori, încă o dată, decizia politică fiind, ținând cont și de alte impedimente, n-au fost luate chiar toate propunerile, dar nu, eu personal nu simt că suntem dați la o parte în această decizie și, încă o dată, de fiecare dată am spus-o și în aula Academiei de Studii Economice și vă spun și dumneavoastră că universitățile, noi, Academia de Studii Economice și toate universitățile trebuie să rămână deschise pentru a participa la acest proces, pentru că, până la urmă, mai ales universitățile de stat, suntem finanțați din sistemul public și trebuie să dăm și noi ceva economie. Să revenim la crize. Privite din această perspectivă, lucrurile totuși stau mai bine sau mai prost la momentul actual? Sunt ascultate părerile economiștilor de guverne în acest spațiu? Da, am urmărit, spuneam puțin mai devreme,
un sentiment prea plăcut, criza pandemică a COVID-ului. Spun așa și mi-aduc aminte, nu cu plăcere, intram de dimineață la ora 8 în Academia de Stegonce, eram singur, parcă intram într-un cimitir. N-aș mai vrea să mă întâlnesc cu așa ceva. Nu era țipenie de om, cum spunem noi românii. Era o liniște deranjantă pentru mine. Abia am așteptat începutul anului universitar trecut 2022-2023 ca să văd din nou copiii în școală și toată zarva pe care o fac cei tineri când sunt într-un număr destul de numeros. Urmăresc ca specialist și criza alimentară și nu o văd cu ochi chiar buni, pentru că este o criză care afectează pe toată lumea, inclusiv pe cei cu venituri mici. Și atunci, dacă ne uităm, de fapt, criza alimentară n-a apărut de ieri, de azi. A apărut de foarte mult timp, după în anii 2010, dacă ne uităm în datele statistice, a început o creștere a prețurilor. Din punct de vedere al prețurilor, criza alimentară este de la acea vreme. La energie nu mă pricep și nu mai aș vrea să mă pronunț, dar la agricultură și la industria alimentară pot să spun câteva lucruri și că, până la urmă, atât noi cât și Republica Moldova, având un potențial agricol bun, cu teren fertil, am putea să valorificăm avantajele acestei crize cu un pic de dibăcie și cu producții competitive pe piață, atât din punct de vedere cantitativ, cât și calitativ, pentru că prețurile produselor agroalimentare au crescut atât de mult încât poate să devină o rampă de creștere fantastică pentru țările, așa cum le numeam noi în urmă, agrare, care erau considerate ca țări subdezvoltate sau în curs de dezvoltare. E, sunt discutabile și chestiuni legate de înlocuitorii la alimente, de chestiunile pe care le vedeți și dumneavoastră și s-au dezbătut în ultimul timp. Am spus eu că în România, cel puțin, există potențial suficient pentru a produce mâncarea pentru noi, câți mai suntem, undeva aproape de 20 de milioane de locuitori, cât și pentru export. Dar încă trebuie să existe programe de dezvoltare și de susținere a agriculturii în favoarea fermierului, nu în favoarea celorlalți participanți de pe filiera produsului. Vă invit acum pe terenul perspectivelor, previziunilor, să ne uităm în viitor și să răspundem la întrebarea ce urmează, cum ați descrie dumneavoastră ceea ce vedeți în față la momentul actual. Eu sunt încrezător și sunt încrezător pentru faptul că mă uit în ce avem în curtea noastră. Mă uit la tineri care încă doresc să învețe. Avem tineri, și vă spuneam, peste 6.000 anul acesta, care au venit să se înscrie la studii superioare, ceea ce înseamnă că vor să învețe. Iar dacă vor să învețe, cred eu că în viitor o să aibă de câștigat acea țară care pregătește oameni adevărați, instruiți, pregătiți și, spun eu, fără să greșesc, care își iubesc aproapele și țara. Ce sfaturi ați avea pentru stat și pentru cetățeni, poate? Pentru stat poate ar fi bine să găsim soluții să finanțăm mult mai bine pe copiii care vin din mediul rural. Nu mi-e frică să spun că sunt suflete și mai curate, sunt oameni mai dornici de a se afirma în mediul rural, dar este foarte greu să vină în învățământul superior. Foarte puțin în ultimul timp ajung în învățământul superior. E bine să facem de așa natură, să-i aducem, să-i sprijinim pe cei care sunt capabili, că nu toți poate au calitatea de a intra într-un proces de învățământ superior. Pe cetățeni ce să spun? Pe cetățeni trebuie, dacă aș da un sfat, ar fi că trebuie să se iubească ca o familie. Înțeleagă, pentru că e o perioadă grea, foarte grea, să nu-i critique tot timpul, să-i ajute cu absolut tot
ce au posibil, astfel încât să poată să devină, dacă vreți, acei oameni instruiți de care discutam un pic mai devreme, oameni bine pregătiți și care să asigure bunul mers al lucrurilor în țara noastră și, sigur, pe acolo pe unde îi îndreaptă drumurile. În podcastul nostru avem o rubrică despre bani pe scurt. Vă propun să participați la ea. Sunteți gata? Da. La ce servesc economiștii? Păi, economiștii ne ajută să nu cheltuim nesăbuit și sigur că împreună cu inginerii trebuie să dezvolte afaceri profitabile. Trei probleme majore ale economiei mondiale. Care ar fi? Am spus un pic mai devreme, dacă o luăm în ordine, ar fi criza alimentară, energetică, militară, aș mai zice și schimbările climatice, sunt mult mai multe, da. Trei probleme majore ale învățământului economic. Acum, dacă vorbim de învățământul românesc, eu aș zice, deși n-ar trebui să ne plângem tot timpul, dar asta este viața, este o subfinanțare a învățământului în general și în special a celui economic. Probleme legate de armonizarea cu ce se întâmplă pe piața internațională și respectiv o a treia aș spune că ar fi asigurarea viitorului corp profesoral cu tinerii cei mai bine pregătiți. Noi avem un program la Academia de Studii Economice în care pe cei mai buni absolvenți de la programe de master îi orientăm către programe de doctorat, scoatem post la concurs și angajăm ca asistent de cercetare cu condiția să rămână asistent universitar după ce absolvă programul de doctorat. Și încep să dea roade acest program. Ce notă ați da dumneavoastră nivelului la care a ajuns instruirea economică în spațiul acesta? Trendul meu este tot timpul de a da în sens crescător și atunci aș da între 8 și 9, dar m-aș duce către 9. Cum ați explica, pe de altă parte, nevoia educației financiare? Da, așa cum știți, noi avem și o zi națională a educației financiare, dacă nu mă înșel, este 11 aprilie, care a fost legalizată prin decret prezidențial în 2021. Avem și un proiect comun Agenția României, chiar sub patronajul domnului președinte, de educație financiară. În fiecare an organizăm conferințe la cei trei parteneri și aici avem Academia de Studii Economice, Autoritatea pentru Supraveghere Financiară și Asociația Română a Băncilor, împreună cu Banca Națională a României și la fiecare dintre cele instituții în fiecare an organizăm câte o conferință și dorim să atragem atenția că trebuie să cheltuim, așa cum am spus puțin mai devreme, cu responsabilitate. Nu ne putem credita dacă nu avem garanția că putem să plătim acel credit. Adică noi economiștii avem dacă vreți, un model simplu. Te creditezi atunci când rata profitului e mai mare decât rata dobânzii. E, ori când te creditezi ca familie, nu văd unde ar fi rata profitului ca să poți să plătești rata dobânzii. Nu pentru credit, pentru consum. Modelele în lume sunt diferite. Ce model de educație financiară, de promovare a educației financiare, i s-ar potrivi țărilor noastre? Modelele noi le putem lua, dar noi trebuie să ne vedem, să ne uităm la condițiile interne. Ne apropiem nu neapărat strict din punct de vedere al situației economico-financiare, educației financiare și așa mai departe. Văd și mi-ar plăcea în viitor apropiat să ne apropiem ca nivel de dezvoltare de Polonia, poate că asta ar fi ținta României, care sigur că cel puțin pe zona noastră a agriculturii este apropiată ca structura suprafețelor și a producțiilor de noi. Adică am vrea să fie, dar încă o dată nu este un model pe care trebuie să-l luăm motamon. Noi trebuie să ținem cont de particularitățile țării noastre și sigur să luăm cei buni și de la țările din Uniunea Europeană și nu numai, dar încă o dată modelele ca atare nu cred că pot fi preluate în totalitate, ci ele trebuie adaptate la ce se întâmplă în România. Trei priorități pentru rectorul ASEI București, Nicolae Istudor, care ar fi? Dacă vorbesc ca rector, atunci mi-aș dori să reușesc să continui proiectele investiționale și aici suntem în etapa de construirea unui cămin pentru studenți modern, renovarea clădirii Mihai Eminescu,
Avem o renovare și construirea, de fapt, instituirea unui centru de excelență în digitalizare în cadrul clădirii cibernetică. O avem chiar prinsă în hotărârea de guvern și în programul de guvernare, astfel încât să modernizăm acolo clădirea și să facem poate cel mai mare centru din România de digitalizare. Și de ce nu, așa cum spuneam mai devreme, să continuăm acest proiect de pregătire a tinerilor cadre didactice care să asigure viitorul universității noastre, așa cum am reușit să o facem în ultima. Mulțumim, domnule rector, mulțumim, vă mai așteptăm la podcastul de Sens Banilor. Cu mare plăcere, să ne vedem sănătoși. Eu mulțumesc încă o dată pentru invitație și pentru deschidere.